Mulți turiști renunță la hotelurile de 4 și 5 stele de pe litoral și aleg să se cazeze pe o perioadă mai lungă în apartamentele din stațiuni. Unii stau chiar toată vara. Sunt foarte multe complexe rezidențiale care nu s-au vândut, da, ale dezvoltatorilor și, ca să nu piardă foarte mulți bănuți, dezvoltatorii aleg să le închirieze în regim, în acest timp de regim hotelier pe perioada sezonului. De asemenea, există și posibilitatea să se închirieze în extra sezon. Sunt mult mai puțini oameni care fac acest lucru, dar există persoane care vin la conferințe, care sunt oameni de afaceri și își doresc confortul de acasă și nu rigiditatea, să zicem, unei camere de hotel. Prețul unui apartament în stațiuni este cu mult mai ridicat decât cel al unui imobil de același tip, dar situat în Constanța. Tarifele sunt de înțeles dacă ne gândim că pot fi închiriate apartamente în zone exclusiviste, unde au locuințe Ilie Năstase, Midica Dragomir sau Mircea Sandu. Acest apartament se închiriază la prețul de 350 de lei per noapte, dar în cazul în care se vrea să se închirieze pe o lună de zile, se închiriază la prețul de 600 de euro. În Mamaia prețurile diferă foarte mult. Apartamentele care au vedere, mai ales la mare, cresc ca și preț. Vorbim de prețuri de 700 de euro, începând de la 700 de euro în faleză și mergând până la 3000 de euro în stațiune. Brokerii imobiliari îi sfătuiesc pe cei care doresc să închirieze un astfel de imobil pe o perioadă mai lungă să ceară ca totul să fie făcut legal, printr-un contract. Astfel nici proprietarul și nici turistul nu au de pierdut. La o agenție de turism se apelează în momentul în care este discuția de un hotel propriu-zis sau de o pensiune. Noi îndrumăm clienții să apeleze la agențiile imobiliare care au un portofoliu astfel de apartament. Spre exemplu, agenția noastră imobiliară oferă mentenanță pentru 40 de astfel de locații în orașul Constanța și peste 50 de astfel de locații pe litoral, în stațiunea Mamaia și nu numai. Apartamentele de acest gen sunt și la vânzare, mai ales în stațiunea Mamaia, însă cumpărătorii trebuie să aibă în vizor plata taxei de promovare, dar și faptul că metrul pătrat la un imobil cu vedere numai la mare costă între 1000 și 2000 de euro.